Acesta este un material, dragii mei, care tratează un fenomen, un ansamblu lui, nu neapărat un caz aparte. Știți că se vorbește foarte mult și în centrul atenției publice este Schweighofer, pentru că sunt marele tăietor și exportator de lemn, dar să știți că Schweighofer este doar un element din această ecuație extrem de complicată. Un alt element, probabil dacă s-ar aduna la un loc toate afacerile cu lemn, făcute de toți șmecherii din toate județele împădurite, toate gaterele care funcționează în România, în toate zonele împădurite, să știți că probabil am ajunge la un volum total care ne-ar arăta că acest al doilea element al ecuației este aproape la fel de important și aproape la fel de grav ca modul în care companii foarte mari profită de pe urma acestei resurse naționale. Da, este liniște acum. Astăzi nu se aud drujberile și nici gaterele nu lucrează pentru că este duminică după amiază. Am ales în mod special o zi liniștită de duminică pentru a discuta un subiect foarte important, un subiect care frământă foarte multă lume și care este foarte urmărit pe rețele sociale, dar care are o abordare, după opinia mea, greșită, inflamând opinia publică într-o singură direcție și neexplicând calm și liniștit natura problemei cu care avem de a face. Sigur că imaginile pe care o să le vedeți în reportajul de astăzi, ele sunt filmate aici într-o zonă din Munții Bucegi, o zonă care este și zonă foarte dezvoltată din punct de vedere turistic, dar ele țin de un fenomen care se petrece în întreaga țară. Și anume modul masiv, agresiv, dur în care pădurile României sunt distruse. În momentul de față, din considerente politice sau chiar din considerente ce țin de propaganda Rusiei, acest fenomen este tratat strict într-o singură cheie, și anume din perspectiva deprișelor pe care le fac marile companii care exploatează lemnul în România. Și există o problemă cu strict în această cheie a discuției despre deprișel. Dar acesta nu este singurul element al ecuației în fața căreia ne aflăm, ecuație care despădurește, chelește, distruge munții noștri și distruge masiv pădurile. Este o ecuație mult mai complicată pe care cei care vorbesc foarte mult despre defișări nu o explică foarte corect, pentru că au diverse interese. Există cei care au interesul politic de a-și câștiga o anumită audiență și o anumită încredere politică. Există discursul tipic al propagandei Rusiei și al propagandei PSD-ului legat de companiile străine, companiile multinaționale, de toată încercarea asta pe care ei o fac prin această propagandă de a distruge încrederea populației României în Uniunea Europeană, în partenerii noștri europeni și de a impune ideea falsă că România este exploatată, că România este o colonie. Dacă este să vorbim, oameni buni, despre păduri și despre ce se întâmplă cu munții noștri și cu pădurile noastre, trebuie să vorbim calm. Trebuie să dăm jos toate aceste interferențe în explicarea fenomenului, de ordin politic sau de orice altă natură, și să tratăm fenomenul foarte serios în profunzimea lui. Și acest fenomen are mai multe aspecte sub care trebuie să fie tratat. Unul dintre ele este modul în care marile companii, într-adevăr, exploatează și despăduresc și consecințele pe care această exploatare sălbatică, de multe ori ilegale, pentru că știți că există studii care au arătat, a fost anul trecut un mare protest împotriva despădurilor, la care am filmat și eu, puteți să-l vedeți pe YouTube, și acolo reprezentanții asociațiilor cele mai implicate în această problemă au arătat că se despădurește, pentru fiecare hectar legal se despăduresc alte 2 hectare ilegal de pădure, ceea ce este extrem, extrem de grav. Însă, toată această problemă a tăierilor legale și ilegale are mai multe componente. O componentă este exploatarea materialului lemnos de către marile companii multinaționale care, într-adevăr, lucrează cu cantități foarte mari și cărora statul ar trebui să le interzică exportul de lemn în altă formă decât în formă de produs finit, mobilă sau alt tip de produse finite. În momentul în care o mare companie exploatează păduri din orice zonă a țării, ea trebuie obligată să deschidă o fabrică de mobilă acolo, și comunitatea respectivă trebuie să beneficieze din punct de vedere economic de exploatarea acelei resurse naturale.
în mod special cu condiția ca pentru fiecare hectar de spădurit să împădurească 2 hectare. Și acest control să se facă strict și periodic, astfel încât să nu ajungem să distrugem această resursă naturală. Însă, pentru că vorbim despre comunități, mai sunt și alte aspecte care implică în toată această poveste cu tăierile ilegale, aspecte care nu sunt tratate în spațiu public, ce țin de faptul că România, în mare parte, în zona rurală, nu are introdus gazul metan și ardem lemn ca nevul mediu. Suntem probabil singura țară europeană care arde lemn ca nevul mediu, așa cum arde România. Și de asemenea, un alt fenomen din care, sub care trebuie privită această problemă a despădurilor este cel care ține de dezvoltarea exagerată a turismului. Despre asta o să vorbim, dragii mei, dar dincolo de introducere în imagini, ca să fie mai interesant. Luați aceste imagini cu titlul de imagini generale. Ceea ce fac eu aici este să vorbesc calm și, dacă vreți, foarte explicativ despre acest fenomen în profunzimea lui. Aceasta nu este o anchetă punctuală dacă cel care are lemnele depozitate aici le-a tăiat legal sau ilegal. Nu este vorba despre acest depozit. Este vorba despre un fenomen, despre un fenomen pe plan național pe care încerc să-l explic în toate aspectele lui, astfel încât să fie înțeles corect de cât mai multă lume. Deci nu este vorba despre punctual acest depozit în aer liber de bușteni și exploatarea forestieră care este în spatele lui. Fac această precizare, poate că cel care exploatează aici exploatează legal și iubește pădurea, nu? O componentă așadar la fel de importantă ca afacerile marilor companii multinaționale o reprezintă afacerile șmecherilor locali. Din fiecare județ, luat județ cu județ cu județ cu județ, exploatare cu exploatare, gater cu gater, afacere cu afacere, toate adunate la un loc sunt probabil la fel de importante cum sunt lucrurile pe care le fac marile companii din acest domeniu. Este foarte importantă înțelegerea acestui aspect ce ține de afacerile locale cu lemn, că vorbim despre un șmecher la nivel județean, cum este cazul Flutur, baronul de Suceava, sau vorbim despre mici afaceriști care pe plan local sunt băgați cu primarul, cu un alt șmecher de pe plan local. Aceste afaceri sunt foarte importante pentru că ele ne ajută să înțelegem cum funcționează mafia lemnului, pentru că cel mai probabil complicitățile cu autoritățile care ar trebui să ancheteze penal persoanele care taie ilegal și distrug pădurea, complicitățile sunt de această natură. Mult mai degrabă astfel de complicități există și pentru astfel de motive ce țin de afacerea unor șmecheri locali care cunosc parchetul local, parchetul județean, șeful poliției județene și așa mai departe. Mult mai degrabă pentru astfel de motive se fac mușamalizări ale acestor cazuri și se permite mafiei lemnului să existe și să funcționeze. Pentru că să n-aveți nicio îndoială, dacă autoritățile statului ar fi hotărâte să combată acest fenomen și dacă ar dori să combată acest fenomen și nu ar exista complicități în plan local, fiți sigur că acest fenomen ar fi combătut, pentru că există suficiente forțe de ordine și autorități ale statului ca să fie combătut. Însă, din pricina corupției, din pricina implicării politicului în anchetele care se desfășoară în mod normal în baza legislației care ar trebui să combată defrișările, din aceste motive lucrurile nu pot să avanseze. Companiile mari care exploatează lemnul și șmecherii din aceeași industrie, dar care fiecare local au gatere și au fel și fel de afacere, sunt doar o parte a fenomenului. O altă parte foarte importantă ține de faptul că cele mai multe dintre satele românești, și asta se leagă și de turism, nu au gaz, oameni buni, și ard lemne din pădure. Treaba este așa, oameni buni, când ai o țară cu foarte, foarte multe gospodării care folosesc lemnul și peste asta, după 90, au crescut masiv, a crescut și exploatarea industrială, nu să spunem că asta ar fi exploatarea casnică, dacă vreți, atunci este evident că ești în fața unui dezastru. Pentru că oamenii care de ani de zile, de generații, taie lemn ca să se încălzească, oamenii vor tăia aceeași cantitate de lemn, au nevoie de aceeași cantitate de lemn pentru a se încălzi.
E bine când peste ei vin și cei care exploatează industrial lemnul, dacă nu ai o strategie națională și un mod de controlare a acestui fenomen, ok, dacă dai drumul la afaceri cu lemn și le permiți exploatarea lemnului, atunci trebuie să introduci rețeaua de gaz natural, astfel încât de undeva să scadă consumul. Dacă tu nu ai făcut nimic ca să scazi consumul de undeva, este evident că se va tăia pădurea în draci, pentru că în pădure sunt mai mulți actori, sunt actorii vechi pe care tu i-ai de sute de ani, pentru că din Evul Mediu, din Antichitate, oamenii se încălzesc cu lemn și sunt actorii noi. Afacerile care se dezvoltă de la an la an, legal sau mai puțin legal, și care vin să taie în plus peste ce se taie oricum din consumul casnic. Deci este importantă această idee despre care am vorbit, ca orice companie mare care exploatează lemn, că vorbim de Schweighofer, de oricine altcineva, să fie obligat să prelucreze lemnul respectiv în comunitatea din care el taie, cât mai aproape de pădurea din care el taie. Pentru că în momentul în care el a construit locuri de muncă și asigură pentru comunitatea respectivă perspective economice pe termen lung, comunitatea poate să se dezvolte. Oamenii, dacă au un loc de muncă stabil, dacă există o industrie, dacă se plătesc taxe și impozite, autoritatea locală are bani să introducă rețele de gaze naturale. Oamenii au bani să înceapă să își facă, să-și asigure energia alternativ și să nu mai fie nevoie în fiecare an să meargă, să taie pădurea, să pune lemne pe foc, nu? Să au resursele economice necesare pentru a putea altfel să-și gestioneze nevoile energetice ale fiecărei familii. Insist pe această idee pentru că eu consider că este un element foarte important, interdicția de a se exporta lemn brut. Bă, nene, dacă vrei să vii să-mi tai pădurile, nu mă interesează cum te chemi, Ikea, Schweighofer, ce ești tu? Dacă vrei să fii să-mi tai pădurile, ok, te lăsăm să ne tai pădurile, dar trebuie să împădurești la loc suprafață dublă față de cea pe care tu o tai în fiecare an, te asigur, cumperi terenuri, te descurci, că de-aia ești industria lemnului, și doi, faci fabrică de mobilă acolo unde tai. Pentru ca satele respective, toți cei cărora tu le tai pădurea, comunitățile de la care tu iei resursa naturală, să aibă o parte din profitul economic pe care tu îl faci și să se dezvolte economic acele comunități, astfel încât ele să nu mai fie atât de sărace încât să fie nevoite să privească pădurea ca pe o sursă de rezolvare a energetică a nevoilor gospodărilor lor. Vă dați seama că într-o zonă în care există dezvoltare economică, există o fabrică, încep să apară industrii subsecvente care să se dezvolte și ele, zona respectivă are bani pentru investiții, administrațiile locale au bani pentru investiții și comunitatea respectivă poate să devină mult mai, dacă vreți, eco-friendly, ceea ce înseamnă, bineînțeles, și asta trebuie să întâmple, mai puțin consum de pădure pentru încălzire și nu numai încălzire, pentru că și vara când este cald, oamenii trebuie să gătească, trebuie să își facă nevoile gospodăriei, apă caldă și așa mai departe. Ori ideea este să faci comunitățile să funcționeze normal, civilizat, decent, fără să mai fie nevoie să recurgă la această metodă și lemnul să rămână numai pentru exploatarea industrială, dar nu în orice fel de condiții. Exploatarea industrială, indiferent cine o face, că o face Schweighofer sau că o face cineva local care are o investiție în acest domeniu, ar trebui să facă condiții simple, oameni buni. Ai tăiat un hectar de pădure, ai împădurit la loc 2 hectare, punct, cu control din 6 în 6 luni de către autoritățile responsabile. Nu ai respectat acest lucru, primești interdicție și în viața ta, tu sau firmele în care tu ești implicat și acționar, nu mai pot vreodată să exploateze în România. Nu este un lucru greu de făcut, trebuie să existe doar hotărâre politică. Problema este că foarte mulți bani negri se fac din deprișări ilegale și că asta duce la corupție. Corupție endemică în toate partidele, da? Hrebenciuc, dacă vorbim de pădure, caz exemplar pentru exemplu pentru PSD, fluturi dacă vorbim despre PNL și acest lucru stă în calea
dacă vreți, unei corecte rezolvări a problemei din punct de vedere legal. Este absolut superb că încă avem astfel de zone în România și sunt foarte multe, dar să știți că în câteva decenii, dacă problema nu este rezolvată și dacă nu se rezolvă toate aspectele ce țin de această problemă, să știți că România nu va mai avea foarte multe peisaje atât de superbe. Un alt aspect foarte important este că în foarte multe zone împădurite s-a trecut de la exploatarea acelor zone pentru agricultură, creșterea animalelor și așa mai departe, la o dezvoltare turistică foarte, foarte puternică. Ori, atunci când deschizi zeci și sute de pensiuni, pe fiecare vale și nu ai gaz, ghiciți ce? Toți acei turiști și toate acele pensiuni vor arde și mai multe lemne. Ori nimeni nu a făcut niciodată, eu sunt jurnalist de 26 de ani, niciodată n-am auzit autoritățile să discute din această perspectivă. Sigur, dezvoltarea turistică este foarte bună, oameni buni. Dar cineva își pune problema când ai sute de pensiuni? Câtă pădure se taie în plus cu fiecare pensiune care se deschide? Cum oferi tu ca autoritate alternativă? Și ce oferi la această problemă? Nimeni nu știe, pentru că nimeni nu s-a gândit să facă o astfel de statistică sau, mă rog, n-a fost mediatizată. Eu ca jurnalist urmăresc acest subiect atât cât pot pe lângă alte subiecte. Nimeni nu știe, nimeni n-a făcut un calcul ce ține de punerea în comparație a acestor aspecte în balanță. Dezvoltarea turistică și atunci când faci dezvoltare turistică în zone unde soluția de încălzire, singura soluție disponibilă este lemnul, efectele. Zona este absolut superbă și este foarte multă dezvoltare turistică, după cum puteți vedea. Și aici este discuția. Atunci când dezvolți foarte mult o zonă, sigur, turismul este un lucru pozitiv, un lucru bun, dar pentru dezvoltarea economică. Dar totul ar trebui să fie într-un concept bine determinat. Țin minte când mergeam prin Elveția, când povesteau cei cu care eram în mașină că nu poți să construiești oricum. Există un plan urbanistic. Am văzut numeroase documentare despre cum, în funcție de zona în care se construiește, persoana respectivă e obligată să respecte un anumit standard, un anumit tip de culoare pentru casă. Se vede în foarte multe zone din România că nu există niciun fel de concept urbanistic. Asta dincolo de, vedeți, turismul mult înseamnă și mult consum de lemn pentru foc. Logic. Nimeni nu corelează toate aceste aspecte, oameni buni. Nimeni nu își pune aceste probleme când se emite o autorizație de construcție. Care este consumul energetic al construcției respective? De unde se asigură consumul energetic? Există proprietarul, are variante de a compensa cu energie alternative, astfel încât să nu fie nevoie să se taie și mai mult lemn din zona respectivă? Asta este un aspect care este un aspect destul de important, la fel de important ca aspectul afacerilor locale ce țin de industria exploatării lemnului. Toate acestea ar trebui corelate, oameni. Și mai este un aspect atunci când vorbim despre pădure și despre modul în care se păstrează sau nu se păstrează aurul nostru verde. Ține și de noi înșine, noi cei care venim în calitate de turiști în aceste zone. Am să vă pun la finalul acestui material, m-am tot gândit cum să fac, pentru că știți, o imagine e mai puternică decât 1000 de cuvinte. Și am să vă pun, fără niciun fel de sunet, o serie de fotografii pe care le-am realizat pe valea acestui râu, care sunt din două categorii: ceva frumos și ceva foarte urât. Pentru fiecare cadru super pe care am reușit să-l fac,
există un cadru cu poluare, cu gunoaie aruncate prin pădure. Pădurea este distrusă în principal de tăieri masive, dar pădurea este distrusă, oameni buni, și de poluare. Poluare pe care o fac în principal cei care vin în scop turistic, dar poluare care se întâmplă și pentru că la nivel județean nu există un management adecvat și corespunzător al deșeurilor. Practic pentru fiecare fotografie frumoasă pe care am făcut-o, în fiecare cadru în care, pe care am încercat să-l obțin cu aparatul foto, nu exista să nu fie un gunoi. Un gunoi, e adevărat, nu munți de gunoaie, dar o sticlă aici, un pachet de țigări acolo, o folie de napolitană dincolo. Practic întreaga pădure este poluată în acest mod. Ceea ce afectează și distruge mediul înconjurător. Așadar, dragii mei, ecuația distrugerii pădurilor este mult mai complicată decât este ea tratată la prima vedere și ea trebuie privită în toate aceste componente ale ei, foarte importante. Industriile care exploatează, da, companiile mari care fac probleme imense și care ar trebui obligate la o anumită conduită, consumul local, industria locală, pentru că în foarte multe județe sunt foarte mulți mecheri care au gatere, care au afaceri cu bușteni. Ăia de fapt generează corupția, ăia sunt mână în mână cu autoritățile locale, dau șpagă și așa mai departe. Ecuația este așadar mult mai complexă. Așa că am să vă las, dragii mei, în compania imaginilor. Am ales să nu pun muzică, să nu pun nimic în spate, tocmai pentru ca atenția să nu fie niciun fel distrasă, să fie concentrarea maximă a privitorului strict pe imagini. Un slideshow, dacă vreți, legat de și de acest aspect foarte important al poluării pădurii și al gunoaielor aruncate la întâmplare. Este foarte trist, să știți că eu am făcut aceste fotografii unde se termină asfaltul și m-am dus prin pădure pe drum forestier. O să vedeți că m-am întâlnit și cu localnici care erau cu cai, mergeau pe cai, cam vestul sălbatic către stânele lor. Vă dați seama, dacă acolo unde se termină asfaltul nu vezi un loc, deci să te uiți undeva într-o imagine, să faci o fotografie, un cadru superb și să nu vezi ceva, un rest, o hârtie, un pet. Este și acesta un aspect foarte important, oameni buni. Pentru că dacă noi nu respectăm mediul și poluăm și poluăm și poluăm, lucrurile astea distrug. Pe lângă problema principală a modului în care este exploatată pădurea și a modului, a ecuației complexe, mult mai complexe decât pare la prima vedere această problemă.